Brânză, afumătură, sarmale și alte bunătăți interzise în perioada postului, cu toate s-au înfruptat cei care au trecut astăzi pe la un târg de produse tradiționale din capitală. Puține au fost arabele cu produse de post, la fel și cumpărătorii. Nimeni n-a putut rezista preparatelor tradiționale aduse de producători și de la sute de kilometri. Ce doriți? 4 porții de sarmale cu carne? Carne. Doar carne e cea mai bună legumă, are o vorbă românul. Mai foarte bună, îngrasă, împasă și nu-i sărată. Sunt foarte bune, gustoase, domnii zic că n-au pus euri. Un kilogram de caltaboș costă 25 de lei, iar unul de cârnați 7 lei. Sunt foarte accesibile. Fiind naturale, ar trebui să fie un pic mai scumpe, dar de multe ori sunt mai ieftine a noastră. 5 lei costă porția de sarmale cu mămăliguță și ardei iute, însă unii nu s-au lăsat ispitiți și au cumpărat produse de post. E adevărat, cam greu de găsit într-un târg de produse tradiționale. Păi acum este perioada postului. În perioada postului automat se vinde zacusca cel mai bine. Dar și mucenicii, 4 lei bucata. Ce se cumpără? Ce se cumpără? La zona ta aia sunt aici ca să vândă. Ce se cumpără? La unia? Ăla nu cred, ăla că e făcut așa, demonstrații. Principala atracție a acestui târg a fost acest mucenic uriaș, care cântărește 10 kg. Înălțimea are 1 metru, în lățime 80 de centimetri, iar pentru prepararea lui au fost nevoie de 5 ore de muncă. Târgul este deschis și mâine.